Pacientul a fost adus în această dimineață în stare foarte gravă cu elicopterul. Avea o plagă împușcată la nivelul capului. S-au făcut investigații complexe, dar din păcate starea acestuia rămâne deosebit de gravă. În momentul de față este internat la terapie intensivă, în comă, este intubat și ventilat mecanic, iar prognosticul rămâne rezervat.